Bibliotecile cu rafturi și zăbrele sunt pline de tomuri grele, pergamente și colecții vechi neprețuite legate în marochine, în care zacul rânduit ierarhic, sub capitole și titluri, mii și milioane de idei. În zeci de mii de tomuri, anexe și opuscule, cu pagini încărcate de calcule subtile ca mici desemne, arabescuri, de cercuri seci, desemne și magice majuscule. Dar în ele nu sunt decât cadavre de idei, căci scrisul tot e doar gândire veșted conservată și închisă, sub formule și sub chei. Dar eu am văzut idei. Întâi oară brusc, fără să știu, de dincolo de lucruri am văzut ideea. Cum vezi, când se despică norii grei și negri, zigzagul de argint al fulgerului viu. Și de atunci, neliniștit de depărtarea suavă și adâncă, de toate tâlcurile, cheile, ca un bolnav cu ochii țintuiți de luna pe care norul o ascunde încă, fără durere, fără bucurie, eu caut în natură, pretutinde, ideile. Dar de câte ori descoper uimit cu fiorări de vește rostite în șoapte, freamăt nocturn de culmi, că ideile-s de mult alăturea de mine, culmi imense și nebănuite, sosite în noapte. Eu sunt dintre acei cu ochi halucinați și mistuiți lăuntric, cu sufletul mărit, căci am văzut idei.